Gabriela Firea. Aoleu. Aoleu, băi, și despre mine Gabriela Firea a zis că sunt mai deștept ca jumate din PSD, băi. Uite ce am făcut eu odată. I-am scris lui Bendeac pe Instagram. Le-am scris frumos, zic, fii foarte atent ce faci. Pentru că ai abilitatea de a sări de la un personaj la altul, mă înțelegi? Cum făceam și eu în copilărie, dar la un moment dat s-ar putea să te fură un personaj și tu să nu mai știi cine ești. Deci, este un exemplu pozitiv, Mihai Bendeac, pentru... Deci, Florin Călinescu nu e un om prost. Dar a plecat pe un făgaș și acum a căzut în tagma, mă înțelegi, ce TikTok-ului. Vrea să se pocăiască acum. În primul rând, el a avut niște drame în familie, că mie îmi vine să plâng de mila lui. A avut niște drame în familie. Băi, eu nu mai vorbisem cu el de 4 ani. Tu știi când am spus eu în primul meu interviu că dacă un singur om mă înțelege, am câștigat totul. Îți mai aduce aminte că nu am întâlnit cu tine și ți-a dat telefon o tipă din Belgia, care era o fină de-a mea. Da. Datorită acestui interviu, fiul meu are legătura cu mine. După 19 ani! Și mă întreabă textual. Tu de ce nu? Atât, de ce nu? Și eu zic, de ce nu ce? De ce nu ai îngenunchiat? În fața cui? Dacă noi suntem la Doamne, sunt prea mic pentru războiul mare. Doamne, eu sunt sluga ta umilă, am spus-o. Băi, dacă Dumnezeu mă vrea pe mine în genunchi, îmi bag picioarele, nu mai cred în Dumnezeu. Una i-a zis lui Trump, bă, fraiere, bine, nu i-a zis așa. Vezi că nu există manual care să te învețe cum să conduci un stat. Deci nu sunt instrucțiuni de condus un stat. Salutări, oameni frumoși, bine v-am găsit la episodul 5 cu omul străzii Ioan. Nu uitați să dați un follow, să vorbiți despre canalul Realități cu Niculescu. Crește din ce în ce mai mult și lucrul acesta ne bucură. Avem nevoie de voi astfel încât să facem lucruri frumoase și sincere. În acest episod m-am gândit să rămânem pe același subiect de data trecută, din episodul 4, și anume vom vorbi cu domnul Ioan despre tot ceea ce înseamnă paranormal, strigoi, fantome și așa mai departe. Mie îmi plac aceste discuții. Bună seara, domnule Ioan, cum vă găsim astăzi? Domnule, pot să spun un secret, ai atins un subiect care și mie îmi place, dar în care am să te dezamăgesc. În ce sens? Și nu numai pe tine, pe toți cei care cred în paranormal. Nu există paranormal. Există doar oameni care, a căror imaginație o ia razna cu un scop bine definit, adică scopul de a subjuga spiritual și de a-și crea un ascendent spiritual asupra semenului. Par exemplu, acum vreo 4.000 și ceva de ani în China, erau două armate față în față. Fiecare armată avea cam 100.000 de inși și n-aveau curajul să se ia la bătaie, pentru că comandanții lor n-aveau curajul să dea decizia de atac, pentru că nu erau siguri că vor câștiga. În momentul ăla s-a petrecut un lucru care nu era paranormal, ci doar era normal. Și anume o eclipsă parțială de soare. Ceea ce e mai interesant e că una dintre armate avea stindardul lor, deci un dragon specific chinezilor, iar cealaltă armată avea un soare specific cerișoarelui lăsare. În momentul eclipsei, care a fost până la 12 ziua așa, acceptând faptul că luna acoperise soarele, s-a mai interpus și un nor care din întâmplare semăna cu un dragon. Comandantul celor care aveau dragonul pe stindard le spune soldaților lui: uite, frații mei, și cerul ține cu noi. Dragonul a mâncat soarele. Deci de ce face acest lucru? Exact cum a zis președintele american, uite, a ieșit soarele în România și dacă suntem șoldăna șoldăn, deci era un impuls că, vă zic, domnule, americanii sunt cu noi,
îl trage rucilor în bod, nu? Acum, ca o paranteză, da, vis-a-vis de acest subiect, că ați menționat de Donald, da, Trump, ați auzit ce a spus? Că dacă revine la putere, el va opri războiul. Ce păi eu îl inspectez pe Trump, am spus-o de mult asta, eu îl inspectez de Trump că în momentul în care a avut o discuție cu Putin tet-a-tet și și-a dat și traducătorul afară, momentul în care Rusia împreună cu America au vrut să înființeze un fel de poliție de asta galactică, pentru că Rusia e cel mai mare stație orbitală și americanii au dreptul și ei acolo. Ei au băgat banii în Baikonur, așa, deci era together, corect, da? Corect. Ăștia aveau voie să acționeze asupra, dacă ne invadează extraterestri, hai să fim serioși, e nu pentru extraterestri, ci pentru fenomenele care se petrec pe... A apărut ăla, confiscă-l, ia-l, fă. Acum, să ne reîntoarcem. Deci e posibil, e posibil, s-ar putea să fabuleze, ca atunci să se înțeleagă și asupra unor fenomene. Pentru că, de vreau să spun că și Putin la un moment dat prea a jucat și a ținut cu Occidentul, că vezi, Doamne, chiar există pandemie. Dar a creat el virusul ăsta, vaccinul lui. Și sunt mulți politicieni de-ai noștri care au afinități cu rușii, au preferat să se vaccineze de la ruși. Și cred că și bine au făcut, că vaccinul rușilor era mai prost și mai slab. Adică nu făcea și atâta rău. Bun, acum să ne reîntoarcem. Deci ăsta cu dragonul zice, dragonul nostru a mâncat soarele. Celălalt are o cădere nervoasă sau eu știu, e prost, și zice soldaților, bă, chiar am belit-o. Dragonul chiar ne-a păpat soarele, nici cerul nu mai ține cu noi. Îți dai seama că toți subordonații lui s-au descurajat? Deci la un moment dat, conducătorul unui stat e cel care, prin brăjaua lui, prin ceea ce face, poate să insufle poporului. Bă, hai să punem musul la treabă, hai să facem, hai să batem pe aia. Dar trebuie să o știe și cum să o facă și să-și aleagă și un moment favorabil. Pentru că dacă nu știe să o facă și nu-și alege niciun moment favorabil și o mai ia și în freză de la unul și de la altul, se discreditează, își pierde ascendentul spiritual și atunci practic el nu mai e conducătorul României. Hai să fim sinceri, eu-i aud pe mulți spunând dulapul de la Cotroceni, bă, dă-vă dreptul, încă e președintele nostru. Nu poți să-i spui unui om că e dulap, că nu e dulap, e om. Bun, deci nu credeți în paranormal, în entități, în lumea de dincolo. Ba, cred în paranormal, dar la ce mod cred în paranormal? Că de-abia ăla e normal. Deci în mod normal se poate petrece, dar aici intervine și noi care infinitezimal, pentru că de multe ori nu putem să explicăm ce s-a întâmplat. Corect. Mai punem o floricică, o floricea, mai punem o virgulă, mai... Îți dau un exemplu, nu? Îi spune Iisus, adevărat, adevărat, spun că și tu vei fi cu mine în rai, da? La vremea la care Iisus a spus asta, ca semn de punctuație, virgula nu exista. Nu exista ortografie, ortoepic, ortografic, la fel de vrăjeale. Ei, ulterior i-au pus virgula, tu știi ce înseamnă virgula aia? Deci Iisus îi spune, adevărat, îi spun că și tu vei fi cu mine în rai, adică cum murim fraiere, cum ne ducem în rai, și dacă pui virgulă, vine la calendele grecești, adică când o vrea, Doamne, Doamne. Și cine are fir roșu cu Doamne, Doamne? Că n-are nimeni. Te întreb altfel, paranormal, dacă ar fi astăzi Moise în zilele noastre și ar veni și ne-ar spune, uite băi, mi-a dictat Dumnezeu legile, da? Și poate legile lui sunt drepte. Ăștia îl internează la spitalul de nebuni, zice, auzi voci, ia de aici, haloperidon. Păi cum să auzi voci? Deci vreau să spun că totul în timp, totul se perimează. Și informația riguroasă în timp se demodează. Zice, aia bă, schimbă brăjeala, bagă altceva. Și spre exemplu, eu spre exemplu m-am certat odată cu niște români de-ai mei să mă ia românii la bătaie. Că m-au invitat la masă cu un italian, bogat rău de tot. Tasul italianului avea o fabrică de mobilă în Italia și îl trimisese pe fisul aici să cumpere, i-au dat bani să facă un gutter până Moldova, să cumpere lemn, să
că el făcea mobilă pentru nemți. Și tipul, vreo 42 de ani, ne arată fotografiile nevastra top model. În Italia, șmecher. Ne dă câte o pizza acolo, le dă la fraier și câte o bere, mă înțelegi? Eu zic, nu, domne, mi-e suc. Îmi ia fraierul suc și la un moment dat face italianul, ce eu, în România, cu $1,000, fac dragoste cu orice femeie și i-am zis, fraiere, mai taie din ea. Dă-mi ce, dă-mi $1,000, nu dă-mi vrăjeală. Uite, eu acum îți dau două telefoane de două gagici, prietene de ale mele, care dacă acceptă să se culce pe tine, cu tine pe $1,000, eu te pup în cur. Dacă nu, mai taie fraiere. Am și vreau să-i spun că românii se mai ia la bătaie. Băi, zic ca el că ne mai dă o pizza, ne mai dă o bere. Ne îndepărtăm, domnule Ioan, haide să revenim la deci paranormal. Deci totul e cum vrei tu să crezi. Dar dacă eu cred în lumea de dincolo și în paranormal și în lucrurile acestea, dar e normal convingeți-mă că greșesc. Băi, stai puțin să revenim altfel. În primul rând, în genonul tău, în ed, moștenirea da. Genetică, e toată istoria omenirii de la primul om și până la tine. Oamenii de știință au constatat am înțeles, dar că există cam un metru cub de informație de DVD-uri, ceea ce ți-ar trebui vreo 73 de ani să o vezi. Deci acolo există toate strămoșii când s-a întâlnit cu Bau-Bau, s-a întâlnit tot, cu Hau-Hau. Înțelegi? Ei, creierul mai e și bandit, pentru că asta e. Atracția corpului negru, atracția corpului alb. Deci, dracu, partea rea din tine, că o ai. Zice, bă, stai puțin, că uite, mă înțelegi, poți să le împingi pe fraier pe ăsta, ba din cap, că uite, să fac vudu, să fac așa. Odată am făcut rost de două lumânări și l-am terorizat pe un fraier, că eu cunosc vudu și o să fac o păpușă din ceară și dacă el mă mai supără, când pleacă așa, o să-i rup o mână și un picior și el o să facă așa pe-n pat. Mi-a furat lumânările. Pentru că credea. Mă înțelegi? Bun, haideți să vă uit. Vă spun un... Eu am trăit mai multe chestii paranormale. Păi și eu am trăit. O să vă povestesc una acum și vreau să ascult explicația dumneavoastră. Că deci spuneați că mintea joacă feste. Haideți să vedem. Deci una dintre multele trăite. Eram acasă, eu cu fosta prietenă de atunci, era cam 12 noaptea. Eu m-am dus la baie, pe tron. Ea era în sufragerie, își făcea unghiile și aveam și eu cățelușe, un Rottweiler care stătea lângă ea pe pat. Nu mă uitasem la vreun film de groază să spui că intrasem în starea aia de frică astfel încât creierul să... Și cum stăteam așa, era vara afară, da? La un moment dat a început să se audă un zguduit, dar foarte, foarte puternic. Și cumva s-a prăbușit. Eu aveam pe hol, cum ar fi ăsta holul, aici era baia, aici era bucătăria și aici aveam un pantofar, da, plin de pantofi, nu mergeau roțile, era înțepenit și cu un scaun din lemn unde mânca cățelușa cu bolul de croanțe. Deci s-a auzit zgomotul ăla foarte puternic și s-a auzit ca și cum pantofarul ăla a căzut pe jos, dar foarte tare. Cam două, trei secunde, cam așa a durat. Moment în care eu, cum stăteam, ușa era exact lângă mine. M-am enervat și am deschis ușa și am zis, ce faci, mă, nu știi să mergi? Moment în care ea mi-a spus, vezi că eu sunt în sufragerie. Cățeaua a lătrat în momentul în care a început să auzi zguduitul acela și pantofarul era adus în ușă, un metru și ceva, și cu scaunul cu croanțe. Amândouă stăteau în picioare. În momentul ăla m-am speriat, i-am zis, stați acolo, am închis ușa. În sfârșit, am ieșit de la baie, m-am uitat în bucătărie, pe hol, m-am dus, am probat ușa, am zis, mă, să nu fi intrat cineva. M-am dus la geam, la fel, geam închis, vară, n-a fost cutremur, n-a fost nimic. Am discutat chestia asta și cu fratele meu, care el nu crede absolut deloc ca și dumneavoastră. Și a început să-mi inventez acele scuze că
cățeaua a fost fratele. Și eu zic, cum mă cățeaua? În 3 secunde s-a dus, a mutat alea și a venit înapoi. Sau fosta prietenă atunci mi-a spus, eu mă uitam la televizor și în momentul în care a început zguduitura să se audă, a văzut înainte coada ochiului, cățeaua a ridicat capul spre hol, unde s-a întâmplat totul. Și pe urmă s-a dat în spate și a început să latre, când a început toată chestia asta. Vă rog să-mi dați o explicație logică la aceste lucruri. Au fost doi oameni, nu doar mie mi-a jucat feste, nu? În primul rând, vă rog. Reacția câinelui a fost normală. De ce? Se spune că și vacile și foarte multe animale, în anumite situații, au capacitatea de a percepe infrasunetele sau ultrasunetele. Deci se presupune prin absurd că există un mic cutremur într-o anumită zonă. Un cutremur de o magnitudine foarte mică, resimțită de foarte puțini oameni, dar suportul al tău de pantof, că l-am și văzut cu ochii liberi și mi-am dat seama că la ție cât îți place să fii curățel și elegant, aveai acolo și tu și soția pantofi. Mulți. Nu, era fosta prietenă, dar da, nu, era un pantofar bun. Vechi, nu era... E posibil ca ai măsurat vreodată cu ăsta, cu bula de apă, dacă cumva era pe un plan înclinat, că toți când fac șapă de așa, dau un plan înclinat ca să se scurgă apa în anumit... Deci fix aceeași reacție o aveți ca fratele meu. Deci se presupune prin absurd, eu nu vreau să spun că nu e adevărat, dar e posibil ca niște fenomene de natură fizică și mecanică pe care, mă înțelegi, să fi creat aceste lucruri pe care tu le-ai perceput. Nu doar eu, doi oameni în același timp. Păi adică dacă erați de același tip. În deci același timp. Da, fii atent, că e o chestie. Majoritatea oamenilor care se numesc așa numiți cerebrali, mă înțelegi, întotdeauna vor veni și vor analiza și vor despica firul în patru ca să găsească cât de cât o explicație logică. Logică, corect. Ei, să știi, îți spun eu, Sigmund Freud a studiat niște fenomene și a inventat un termen care se numește poltergeist. Deci există un termen inventat și definit de Sigmund Freud care, de fapt, s-ar putea traduce cu influența spiritului sau altor chestii asupra fizicului normal, știi? Deci cum ar veni? A venit un duh rău și a făcut chestia asta. Deci el a inventat termenul de poltergeist. Ca în final americanii se speculeze chestia asta și să facă niște seriale de succes fantastic. Culmea, cazul e pe româncă, mă. Deci eu tipă foarte bogată din ea și o boieriță, am fiat o fată și asta de la 14 la vreo 15-16 ani, în fiecare dimineață, băi, în fiecare dimineață, se trezea cu vânătăi la gât și pe corp. Și îi spunea că cineva o bate și o chinuie în somn. Tipa, mama ei vitregă, cu culme, era mama ei vitregă. Curioase să vadă, a auzit de Freud, de Sigmund Freud, care era pe vremea renume, și s-a dus la el și Sigmund Freud a preluat cazul că îi convenea. Era o chestie care vrea să... Și a plătit un lențoai cu o draconcă de aia bătăușe să stea lângă ea toată noaptea și să vadă ce se întâmplă. Și aia spunea, nu se întâmplă nimic, doarme. Dar aia dimineață se trezea tot cu vânătăi la gât. Că venea dracu și o strângea de gât. Și vreau să spun că, deci astea sunt afirmațiile lui Sigmund Freud, nu sunt afirmațiile mele. În momentul în care i-a venit ciclul menstrual, s-au terminat toate fenomenele. A dispărut și ăla care o strângea de gât. De ce? Astea sunt așa numitele dereglări hormonale. Ce înseamnă hormon în corp? Hormon, din grecesc, etimologic. Ce înseamnă hormon? Înseamnă vierme. Bun, în organismul oricărui om există niște situații în care organismul își reglează de ce unii au multe coșuri pe față, pentru că deci toate chestiile astea, mai ales în perioada pubertății. Am înțeles. Așa, se creează un fel de organismul, se aranjează, așa.
hormonii ăștia la rândul lor provoacă, mă înțelegi, în organism niște perturbații. Și tu ești susceptibil, ești în perioada în care ești susceptibil, mă înțelegi, și devii hipersensibil. Și atunci tinzi nu neapărat să exagerezi, ci să interpretezi și să dai notă personală. Și acum un actor celebru a spus asta. Când vine la dracul la tine în somn, vine dracul la tine, cum a venit la mine, eu l-am pimniță. Da. Înseamnă că undeva forța malefică care există în tine vrea să te cucerească de partea ei. Cum spunea aia în Star Trek, atracția corpuscului negru, nu? De fapt asta a spus-o inventatorul fizicii cuantice. De? Deci în noi există și alb și negru. Și ăsta jonglează. Zice, stai bă, zice ăsta negru. Bă, stai bă că Dumnezeu a devenit șmecher de vreo 5 ani încoace, numai el conduce. Și atunci el, cunoscându-te pe tine și cunoscându-ți slăbiciunile, acționează și el asupra lui. E, mă repet, organismul produce droguri mai puternice decât LSD-ul. De... Ok, dar o poate face și simultan? Da. Atât la mine cât și la fosta prietenă de atunci? Da, pentru că amândoi aveați afinități de caracter, deci erați apropiați și sufletește și ca imaginație și așa. Și amândoi ați văzut același lucru, ați văzut ceea ce ați vrut să vedeți. Am întrei și cățeaua. Nu, cățeaua a simțit că se petrece ceva ieșit din comun. Dar știți că noi, oamenii, auzim de la 20 de herți la 20 de mii și cu spectru vizual la fel. Corect. Oare câinele a văzut ceva ce noi nu am văzut? Da. Ce? Nu a văzut, a auzit. Hai să-ți dau un exemplu. Nemții în cel de-al doilea război mondial aveau câini lupi care erau dresați, ei aveau niște fluiere. Fluierul ăla când fluiera stăpânul câinelui, tu niciodată nu-l auzeai. Dacă îmi spunea de 3 ori de un fluier, câinele primea comanda și o pe fraier. Că el știa comanda. Bun, dar pantofarul și cu scaunul care s-a auzit ca și cum a căzut și erau venite în ușă, cum s-au mutat? Că nu vorbim de nicio pantă, nu ușa a fost închisă. Da. Explicați-mi logic. Fizic, ceva păi s-a mutat nu fizic. Pentru paharul ăsta de aici s-a mutat aici. Nu poți explicați. Pe exemplu, dacă tu te-ai fi dus atunci la Institutul de Seismologie și ai fi întrebat, băi, nu vă supărați pe mine, uite, eu sunt mai bătut în cap așa, mai inoculant. Băi, azi noapte a fost vreun cutremur de gradul 2,5, așa? Păi n-a fost, că nu s-a ieșit ca nimic în casă, asta zic. S-a auzit doar sunetul foarte puternic. Păi ăla de 2,5 nu-l simți. Păi asta zic, deci, iată o situație în care... Te-ai uitat la lustră, tremura lustra? Nimic, n-a fost nimic, niciun cutremur, absolut nimic. Și în aceeași casă, stați un pic, la vreo 2-3 săptămâni după acest eveniment, noaptea ne-am pus la somn, eu întotdeauna dormeam mai târziu, lucram în coafor. Munceam foarte mult. Foarte cald. Deci în aceeași casă. Și eram nervos că știam că s-a făcut deja târziu și nu mă lua somnul. Și la un moment dat eram așa între vis și realitate și am început să aud cățeaua că latră. Și lătra, și lătra. Și în același timp auzeam săriți, săriți, oameni buni că mă omoară, săriți. Tot eram cățeaua lătra și iarăși. Ajutor, ajutor. La un moment dat m-am ridicat și am zis, bă, nu visez. Deci era real. Și cățeaua lătra la balcon. Eu stăteam la parter și la balconul dădea în grădina blocului. Acum ce am făcut? M-am uitat pe alee, n-am văzut nimic. M-am dus în bucătărie, nimic. Ce am zis? Am luat haina pe mine și am ieșit afară. Și m-am uitat în grădină și am văzut, era un om al străzii. Care mi-a spus așa. Te rog să mă crezi, știu că par nebun, dar e dracu în spatele meu și vrea să mă omoare. A zis că se duce să ia un chibrit să-mi dea foc. Te rog eu frumos, ajută-mă. Vorbea foarte coerent, nu părea drogat, nu părea nebun. Moment în care la etajul 1 a ieșit o doamnă care se uita și a zis, lasă-l că e nebun. M-am uitat, era un pic în semi-întuneric, lumina de la stradă bătea, dar m-am dus în scară, am zis, bă, mai mult de oamenii din bloc mi-a fost. Am intrat în casă și pe frigider aveam o sticlă cu apă sfințită din Iordan, adusă de la o clientă de-a mea.
Am luat o sticlă de cola, mai era puțină cola, am golit-o, am pus acea apă sfințită, am ieșit afară și am spus așa, ia asta și bea-o. El era în partea aia, cum ar veni, la vreo, nu știu, 10 metri. Și am aruncat-o și s-a oprit la mijloc. El tremura, se uita stânga-dreapta, a venit așa târâș în mâini, ca în filmele alea de groază, a luat sticla, s-a dat așa în spate cu mâinile și s-a dat după colț blocului. Am auzit capacul, că l-a deschis, și din momentul ăla n-am mai auzit nimic. Am intrat în casă, nu s-a mai auzit nimic. Acum vă întreb, dacă ar fi fost, nu știu, nebun sau sub influența unor droguri, ar fi luat măcar sticla aia, ar fi contat pentru el? Explicați-mi fenomenul acesta în aceeași casă unde s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu pantofarul. Ceea ce spun acum și în cuvintele lui Iisus. Iisus a afirmat că noi habar n-avem ce duhuri ne conduc. Acum, luând o altă ordine, duhurile de care vorbește Iisus chiar există. Sunt cele 7 frecvențe ale luminii. E rogvaiful, ceea ce se numește curcubeu. Deci orice lucru pe care noi îl vedem verde, de fapt nu e verde. Ci are capacitatea de a absorbi toate celelalte frecvențe, doar că frecvența verde, a culorii verde, pentru că e frecvența lui, o respinge. Deci, reîntorcându-mă, noi, am scris și pe Facebook chestia asta, va trebui să ne învingem singuri proprii demoni. Pentru că toți suntem victimele acestor 7 frecvențe, care sunt toate componentele luminii. Dar, dacă înclinăm, spre exemplu, spre violență, atunci practic înseamnă că suntem conduși în infraroșu. Deci dăm mai mult însemnătate la frecvența asta. Atunci noi devenim sensibili la această frecvență și insensibili la celelalte frecvențe. Și asta ne caracterizează. Uite ce cred eu. Că tu, ca foarte mulți oameni, de fapt nu sunteți paranormali. Sunteți normali, dar sunteți, aveți un fel de hipersensibilitatea voastră. Mai sensibil, mai finuț, mai... Uite, ca o dovadă a faptului că, spre exemplu, tu ai intuit, spre exemplu, că vrăjeala mea s-ar putea să fie de succes. Deci, creierul tău judecă. Ei, creierul tău judecă independent de tine. Și sunt momente în care creierul poate prelua conducerea. Adică, spre exemplu, în toate bolile autoimune, creierul te poate omorâ, mă. Corect. Deci, spre exemplu, eu sunt astmatic. Știi de ce? Cum mă poate omorâ creierul? Am mirosit niște polen de flori primăvară. Sunt hipersensibil. Organismul, când nu le recunoaște, le trece la virus, cum fac ăștia pe așa. Și atunci organismul, creierul, îți închide contactul cu aerul. Pentru că are impresia că cineva vrea să te otrăvească. Și atunci îți închide aerul. Și dacă te-a închis aerul, te-a omorât. De fapt, astea sunt crizele de azi. Să revenim la ce am trăit. Bun, eu. Cum revenim, explicați? Deci fiecare dintre noi, în funcție de zestrea genetică, avem o anumită hipersensibilitate pentru un anumit domeniu și o înclinație într-un anumit domeniu. Să știi că și cunoașterea e periculoasă. Cunoașterea e foarte periculoasă. Pentru că îți face creierul valviu, ți-l face tălci, nu mai știi ce să crezi și la un moment dat tind să crezi orice. Băi, toată lumea are dreptate. Există chiar un filozof indian care și spune, toată lumea are dreptate. Mai mult decât atât. Deci, repet, duhurile, frecvențele astea sunt recunoscute și de Iisus. Dar nu că ar vrea neapărat să-ți facă rău, ci că ele se comportă cum se comportă, dar tu, neînțelegându-le, le interpretezi ca un dușman, ca un adversar. Nu, dom'le, ăla chiar vrea să-mi dea foc. Păi poate vrea să-i dea foc sufletește, adică să-și dea tonele de cenușe și să ardă ca o torță, adică să-i vină mintea la cap. Bun, și cum explicați fenomenul în sine? Cum o vedeți? Mi-a jucat mie mintea feste, de fapt vezi, dormeam și mă vedeam sau... Nu e adevărat. E o explicație foarte simplă. Ție ți-a convenit să crezi varianta că a fost un fenomen paranormal. Și în realitate, uite, eu am citit odată o lucrare care e de râsul de pe lume. Ceaușescu avea o brigadă specială de paranormali.
Și au primit ăștia un telefon că undeva în Moldova o șuncă făcea, uite așa, pac, pac, tic-tac, tic-tac. Bă, da, o făcea așa de ziceai că are frecvența stabilită în... S-au dus ăștia cu fel și fel de aparate. S-au dus boi și au venit vaci. Niciunul n-a putut să dea o explicație plauzibilă. De fizică, ceva. Păi nu, că au căutat, dom'le, poate bucățica e o bucățică de fier, poate câmpurile magnetice au măsurat. Nu, deci n-au înțeles nimic. Mai mult decât atât, știu din surse sigure, apropo de ultima perioadă. Deci toți ăștia care creau și au început să zică că sunt porți și de-astea până nu știu unde, până Buzău, care, toți când au făcut toate referatele și la hotel așa, s-au trezit că le-a furat cineva. Ca în final să afle că știi cine le furase. Brigada făcută de Elena Ceaușescu se știe la ce studia de bărbatul său. Deci vreau să spun că sunt atâtea lucrări care susțin bacă Ceaușescu știa de extratereștii și că și extratereștii s-au supărat pe el. Dom'le, astea sunt rod al imaginației unor oameni care nu sunt proști. Mă înțelegi? Dar speculează credințele populare. Mamă, vine moroiul. Uite, știi că imediat după Revoluție niște olteni dintr-un sat au dezgropat un mort, i-au băgat țărușul în inimă, i-au ars inima și au halit-o ca să nu mai fie moroi în comuna lor. Și a ajuns la concluzia procurorul, băi, nu poți să-i arestezi pe ăștia, că și întâmpiți că era profanare de morminte, era infracțiune. Da. Ce nu poți să-i arestezi, că și întâmpiți. Au fost cazuri concrete în Anglia și în alte țări. A murit fraierul, de fapt nu murise, era în comă. L-au îngropat ăștia. S-au trezit că era întors invers, a zgâriat coștiugul. Păi normal, pentru că ăla l-au îngropat viu. Hai să te întreb o chestie banală, ca la grădiniță. De ce când intri în biserica catolică, la intrarea în biserică, există un vas în care e apă și toți bagă mâna așa, bag, dgrâm, dgrâm, dgrâm. Nu știu dacă am făcut-o bine, că catolicii parcă o fac invers, nu? Am făcut și eu cacofonie. Monica Columbeanu. Da. De ce bagă mâna în apă și își fac cruce cu apă? Ca să se curățească înainte să intre într-un loc sfânt. Nu e adevărat. Am încercat. E o protecție împotriva turbării. Turbării venite din partea deci poliției. Deci orice inși care e bolnav de turbare, când vede apa, l-apucă crizele. Și în momentul în care l-apucă crizele, te mușcă de ureche, te mușcă de gât. Are legătură cu cei care sunt posedați? N-are nicio legătură, are legătură cu faptul că în el a pătruns microbul turbării și ăsta când microbul turbării reacționează la apă ureche. Și este o formă de protecție ca el dacă e bolnav de turbare, mă înțelegi, și nu poți să intre în biserică, că dacă intră în biserică e mușcă pe vreo 15 ani și fraierii stau. Bun, acum mi-ați dat ideea să vă întreb, despre ce e posedați de diavol? Ce se întâmplă acolo cu acea putere care, nu știu, trebuie să-i țină 5 oameni, 6 oameni, cu acele voci, cum să zic eu, care se aud din interior, mai multe voci, nu doar una. Tot ceva imaginar. Privita de stărate, sunt moarte, dar mai zboară. Cele mai ține în viață e dragostea de țară. Ce-ai zis? Deci fiecare individ poate să-și modifice frecvența, rezonanța, privirea. Nu da. Știu, dar sunt femei care sunt ținute de, sau ce sunt? Chestii teatrale sau... Dom'le, ți-am mai spus o chestie. Ați participat vreodată la vreo ședință de genul? Bine sigur, da, am avut discuții urâte cu o profesoară de matematică. De ce urâte? Păi că am contrazis-o și am zis, dom'le, dacă mai crezi prostiile astea, chiar ne certăm. Lăsând deoparte că eu trăiam cu fisa. Dar nu are nicio importanță. Fii atent ce se întâmplă. Vine și îmi povestește... Ea știa? Da? Știa că știa, trăiți știa, cu fisa. Știa, păi de aici a plecat, erau alte. Da. Așa. Nu, dar fiat ce spune mie. Da. Ce dume? Bivolarul a fugit din IGP-ul. Mă, femeia lui Dumnezeu, cine dracu ți-a zis prostia asta? Nu că Bivolarul a fost arestat pe vremea lui Ceaușescu? Da, e adevărat. Dar n-a evadat. I-au dat drumul comuniștii pentru că unul dintre cei care participase sau vreo 2-3 erau fii de miniștri și unul era fiul de general.
și aș dă drumul lui fraierul, că noi o să-i ținem pe ea acasă și dacă el o mai face, îl arestăm din nou. Și fraierul s-a prins și s-a dus pe la... A plecat. Haideți la posedați. Deci sunt oameni care au predispoziții pentru așa ceva. Uite, îți dau un alt exemplu ca să vezi apropo de paranormal. Ne spune milicianca de la pachetă, de la un penitenciar. Băi nebunule, cine dracu ești tu? Au venit 7 femei să se bată, care să intre și-și dea pachet. 7 femei. Pe toate le înșelase, făcuse nuntă cu ele și fugise cu banii de nuntă. Păi și ce? Unde de ce îl căutau ăștia la pușcărie? Păi era arestat pentru polibigamie. N-ai voie să faci asta. Da, în România. Și toți din penitenciar făceau, bă, ăsta e tare în aia. Bă, după dracu-i de fraier, făcea meu. Și în final tot penitenciarul m-a urât. Pentru că eu am rezolvat enigma. Zic, uite care e meritul lui fraierul. Că vă spun eu, fraierul are un merit. El căuta numai tipe cărora le intrase în cap că ele au cununiile legate. Sunt mii de gagici care gândesc așa. Cine nu mă fluieră nimeni pe stradă, nu zice, mamă, ce mișto, ce crap. Că nu sunt atrăgătoare. Da, mă înțelegi? Dar poate că e ceva din comportamentul lor, poate au... Da, domnul Ioan, asta nu e paranormal, asta e scris. Păi da, dar tu nu știi să-ți explici asta. Are apucături de băiețoi. Și niciunui bărbat nu-i place bugagică cu apucături de băiețoi. Dar astea sunt, deci, spre exemplu, ai simțit vreodată că cineva se uite intens la tine? Da. Și ți s-a confirmat că așa e? Păi înseamnă că ești telepat, dar tu nu știi. Deci ai o anumită sensibilitate, mă înțelegi, să înțelegi și să privești. Hai să zici, în cazul cu acel om care a strigat ajutor, da, aici aveți, există portițe. Dar în momentul în care mobila mi este mutată un metru și ceva, nefiind cu tremur nimic, explicați-mi aici, nu vă mai las alunecați. Aici. Păi s-a nu mutat lași, chestia asta, există. Apropo, știi ce înseamnă? Lumi paralele? E da. Posibil anumite entități? Păi toți savanții susțin că există lumi paralele și eu spun că barcă în picul grație. Bun, cine a mutat mobilierul? De ce îi spune? Și a fost eu, încă o persoană și cățelul. Cine? De ce îi spune la Los Angeles, Los Angeles? Ce înseamnă Los Angeles? Printre îngeri. Orașul îngerilor. Știi de când e asta? De un pastor avea două ofice și s-a oprit acolo. Și într-o noapte, el a auzit că un dulap făcea poc, 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 poc. Și a zis, dom'le, cine-o fi ăsta? Și a ajuns la convingerea că dacă îi pune anumite întrebări, el răspundea prin da sau nu. Deci dacă nu bătea, însemna că-i nu. Și au făcut și o chestie foarte ciudată. Au întrebat câte fete suntem noi la părinți, câți părinți, copii au avut părinții noștri. Și el a zis. Și zice, stai fraier, că suntem numai două, ne-a mințit fraierul. Și le spune mășanu că a mai avut un copil și a murit la niciun an că s-a îmbolnăvit, nu știu ce. Deci ăla nu, care bătuse, nu mințise. Și cine bătuse? Și în final au ajuns la concluzia că e o forță paranormală. Știi care e curiozitatea? Că datorită acestui lucru s-a adunat foarte multă lume aici. Și așa a devenit localitatea orașului Los Angeles. Știi ce s-a întâmplat cu amândouă tipele la bătrânețe? Una a devenit alcoolică și una... Deci nici ele au trăit o viață întreagă, niciodată n-au știut să explice ce s-a întâmplat cu vocea aia. Dar ele au tras la concluzia că vocea e inteligentă tocmai pentru faptul că le-a spus ceea ce ei nu știau. Că de fapt ei au fost 3 copii la părinți, dar unul a murit și nu știau ei. Deci se fac fel și fel de conexiuni. Dar nu excludeți în totalitate că păi nu, există lumea de dincolo. Lumea de dincolo există? Nu, în primul rând, fii atent aici. Chiar există, dar spiritual. Deci spiritul... Păi de ce? V-am dat o poveste trăită de mine, n-am de ce să mint, în care ceva fizic a fost mutat. Concret. Da, da, asta s-a întâmplat tot din cauza ta.
De ce? Că nici nu mă gândeam. Ieri v-am spus, m-am dus pe tron. E așa cum spunea și Plac. Atracția corpului, corpuscului negru, deci atracția anumitor fenomene, deci cu aia a venit, tu personal ai o apetență, ca să definești termenul riguros. Către aceste lucruri? Nu mai, către orice, dar care să fie puțin mai... Uite, însă și faptul că tu m-ai invitat pe mine de atâtea ori, e faptul că ai simțit tu, cu toate simțurile tale, că vrăjeala mea s-ar putea să meargă. Deci e tot o chestie paranormală. Pentru că ai să-ți mai spun o chestie firească, că m-am uitat și eu. Ai avut și un profesor de matematică din Brașov, nu? L-ai interogat ca om al străzii, ăla care spunea că s-a plimbat pe la dreacu în praștie, că câștigă din deșeuri, din așa, că... Mă înțeleg? Corect. Băi, și era, omul era cult, eu l-am ascultat totul. Dar n-a făcut decât vreo 400.000 de vizualizări. Deci, uite că eu, care mă dau cu o clasă, și atâteam, mă înțelegi? Am reușit să-l bag la popularitate de un profesor de matematică. Care spunea că, de fapt, el și trăiește bine, face excursii prin străinătate. Deci, da. Asta e o altă discuție. Păi nu, dar vezi că și aici tu, când mi-ai luat mie interviu, am mai luat la încă doi frate pe care îi cunosc. Amândoi au, nu, unul dintre ei a și murit deja. Care? Ăla mai bătrâior așa. Care era electrician? Da. Da, a murit. Da, a murit. Deci frică nu aveți de lucrurile acestea paranormale. Nu vă e frică? Nu. Păi ați avea curaj să... Nu știu, să petreceți o noapte în cimitir, să mergeți în cimitir. Acum dacă mă întâlnești cu dracu, zic, fraiere, facem o combinație. Domnul Ioan. Ai țigări pe tine, ai brichetă. Ați avea curajul să petreceți o noapte în cimitir, în beznă? Da, bineînțeles, dar am făcut o glumă de genul ăsta când eram copil. I-am dat întâlnire unui prieten de-al nostru în cimitir, de fapt în spatele cimitirului, în spatele cimitirului din Noua Brașov, în Dârste, unde era școala, aici era cimitirul. Era o paiște frumoasă, acum s-au umplut de morminte, că s-au mulțit. Dar atunci era o paiște, câțiva copaci și am furat scheletul de la anatomie, în școală, și l-am dus în biserică, l-am rezumat de un copac și am dat întâlnire lui fraierul la 12 noaptea în biserică, în cimitir. Și noi stăteam culcați pe burtă să vedem dacă se sperie fraierul. Era prietenul nostru, dar nu trebuia să-l testăm dacă îl cine. Știi ce a făcut fraierul? Putea să facă infarct. Da, corect. Știi ce a făcut fraierul? Ne-a luat la Boloveni. Bine v-a făcut. Da, a făcut o donare. E, acum hai să-ți spun o altă chestie paranormală. Ia, vă rog. Aveam o vecină, deci noi stăteam aici, era familia noastră, aici stătea Puni Octavia și aici stătea Țața Maria. Asta era o băbuță. Asta mi-a zis și maimei mele, i-a zis, maică, Neluțu umblă cu dracu. Cum bă, Ceasa Maria, zice, l-am văzut eu, mănâncă praf de pușcă. Și mă întreabă maică mea, bă, Neluțule, te-ai tâmpit? Zic, nu m-am tâmpit, dar ea nu vede bine și nici nu știe să distingă, că n-are cum. Deci eu mă duc și cumpăr clorat de potas și că făceam motoare de rachetă și acolo... Dar cloratul de potaș, dacă îl amesteci cu zahăr și îl bagi în chiușor și dai cu el, bubuie urât de tot, pentru că cloratul de potaș are 4 atomi de oxigen, n-am știut. Și eu îi furam zahărul, pudră lui maică mea, de prăjituri, că mai băga în el și un baton de vanilie, și băgam lui ăla clorat de potaș, 2 lingurițe, și după aia băgam și 2 lingurițe de zahăr pudră. Și o linguriță o haleam că-mi plăcea. Da, asta nu e paranormal, iar e ceva de percepție. Păi da, dar ea a zis că umblu cu dracu. Păi modul e de percepție. Altă fază. Spuneți-mi ceva, trăiri. Altă fază. Îmi spune măsa lui mea asta, zice, vine la maică-mea, tu Genica, spune lui Năluțu că el are un prieten care face rost de medicamente să-mi aducă niște medicamente, că mama mea crede în medicamente. Păi de ce suferă? De inimă. Îi zic la un fraier, adun medicamente de inimă, mi-aduce la medicamentele, îi dau lui Țața Maria să face Țața Maria bine. Vine din nou femeia la maică mea, spune lui Năluțu să mai aducă medicamente de alea. Păi zic, nici nu știu ce am adus.
adun cutia și prospectul. Mi-aduce cutia cu prospectul și scrie, citesc acolo cărți, dar după aia văd, zic, stai că nu e bine. Mă duc la antitavi, îmi traduceți antitavi, ce dăme sunt contraindicate pentru inimă. Deci s-a făcut bine Țea Somalia. Nu intervine metoda placebo, știi ce e metodă placebo? Da, autoconvingere. Bun, acum te iau altfel. Știi că există vampiri energetici? Știu. Bun, deci s-a constatat că există un francez care a vrut să moară, s-a pus pe o câmpie și a uscat iarba jurului. Știi că chinezii dinaintele noastre știau că dacă se culca unul din anul 5, unul din anul 3 și avea anumite abilități, ăștia din anul 3... Se trăia mai obosit. Nu mai afli. E preluat toată informația lui ăla. Deci fiecare dintre noi avem Bluetooth, avem... Băi, avem totul noi. Tot. Dar cu o condiție. Să ai 7 simțuri. Dacă n-ai 7 simțuri, nu știi să le folosești. Deci eu te-am acuzat pe tine că ai 6 simțuri. E adevărat? Într-un interviu mai vechi. Parcă. Și m-ai întrebat... Mă îndrept spre 7? Deci eu am zis că am 7, da. Dar eu mă îndrept spre 7? Păi n-ai încotro. Păi n-ai încotro. Dar am să-ți spun o chestie. Când ai 6 simțuri, e cea mai proastă soluție. De ce? Pentru că ești între ignorant și înțelept și oscilezi. Dugudum, dugudum, dugudum. Păi oare nu ăsta este echilibru? Nu, ăsta e dezechilibru. Când ajungi la 7 simțuri, ai echilibru. Și atunci nu-l mai contrazici, nu mai așa cum spui tu. Deci, nu, reține, eu nu spun că n-ai în totalitate dreptate. Păi în America sunt firme care vine și spune, ai casa bântuită, n-are mică, venim noi și te scăpăm. E o afacere asta. Se spune că omul înainte să moară. Da. Și... S-au făcut și măsurători cât că știu, Nu, probabil ați mai auzit cum în mai multe situații. Cum fix înainte să moară. Da. Vin apropiaților, bunici, părinți și ei se comportă ca și cum îi văd. Uite, a venit să mă ia mama sau tata sau... Da, așa ce așa se așa întâmplă așa mai exact? Așa. E o protecție a creierului sau cum? Da, eu am o dilemă mea. Vă rog. Iar așa. Și spun că de fapt nu te judecă nimeni, nici măcar Dumnezeu nu te judecă. Așa, nu spun că nu există Dumnezeu. Dar nu te judecă, te judeci tu singur. Deci în momentul în care vine momentul să dai colțul, da? Da, și tu vezi apropiații că vin. Lasă-i pe ea, că au mai puțină importanță. Creierul tău îți descarcă ca un flash toată viața ta. Exact ca și cum a apăsat pe aici să curești toate e-mail-urile. Și le și dă. Și ce le dă, uite, asta ai făcut-o bine, asta ai făcut-o rău, asta ai făcut-o bine, asta ai făcut-o bine. Și în final îți trage și linie și face și calcul. Câte bune ai făcut, câte rău ai făcut. Și dacă ești pe minus, ești cum a zis Eminescu, că nu e frică de moarte, ci de veșnicia ei. Deci dacă ești pe minus, înțelegi, nu te trimite nimeni în iad. Te trimiți singur. Pentru că zici, băi, deci, tocmai ați spus judecata de apoi. Da. Nu? Da, aia e, în momentul ăla. Judecata ta. Tu te judecă. Propria judecată. Dumnezeu nu te poate judeca, mă. Cum să te judece Dumnezeu? Ești creația lui. Tu, ca părinte, dacă copilul tău a făcut o prostie, poți să-l judeci. Zici, nu mă, hai că te ajut eu, hai să vedem cum ieșim din căcat. Hai să fim sinceri. Păi poate Dumnezeul din noi, din fiecare, că există acolo și atunci la final iese Dumnezeul din noi și... Da, uite de ce eu nu sunt normal. Apropo de paranormal. Eu am spus așa, dacă voi sta alături de copilul meu și am mai spus odată chestia asta, voi fi un tiran. Nu, băi, te rog frumos, Andrei, faci ca mine, că uite, eu sunt înțelept, sunt așa. Și copilul meu nu mi-a acordat nicio libertate, nici să facă prostii, nici să-i mai... Își pierdea identitatea. Mă înțelegi? Și nu mai avea propria lui. Și atunci am zis, nu, las că măsa e bună. Bună. Eu fac precum Bambi. Nu vin decât dacă vreun vânător, Doamne ferește, vrea să dea foc la pădure, păi atunci mor pentru copilul meu. Numai atunci intervin, altfel nu intervin. Deci cumva ați ales să plecați de lângă el știind că dacă ați firmat, ați făcut rău mai mult. Ei, uite ce se întâmplă, că iarăși te referă tot la tine.
Bă, eu nu mai vorbisem cu el de 4 ani. Tu știi când am spus eu în primul meu interviu că dacă un singur om mă înțelege, am câștigat totul. Îți mai aduce aminte că nu am întâlnit cu tine și ți-a dat telefon o tipă din Belgia, știu, care era o fină de-a mea. Da. Datorită acestui interviu, fiul meu a luat legătura cu mine. După 19 ani. Până atunci n-a vrut să audă de mine, că zis, mă, bă, era un ticălos cu bagăbun, mi-a tras-o și m-a lăsat cu tine în brațe. Cum e? Băi, sunt nebun. Deci Dumnezeu lucrează prin oameni. Da. Corect. Bravo, bingo. Bravo. Dacă noi suntem la Doamne, sunt prea mic pentru războiul mare. Doamne, eu sunt sluga ta umilă, am spus-o. Băi, dacă Dumnezeu mă vrea pe mine în genunchi, îmi bag picioarele, nu mai cred în Dumnezeu. Nu, eu trebuie să stau drept în fața lui Dumnezeu. Pentru că e tatăl meu. Păi cum m-a făcut tata să îngenunchezi? Păi dacă îngenunchezi, îmi zice... paranormal. Fapte. Mă duc și eu și lucrez în turnătorie la tractorul. Că mă certasem cu ea din 470 că au vrut să-mi impute un motor pe care l-am stricat când am făcut o experiență să fac motorul cu apă. Mă șantajau că ne spui, abă după dracului. N-au reușit, în fine, mă duc la tractorul, mă duc la cabinetul tehnic, nu îmi spune aia că îmi brevetează invenția, îmi plătește și taxile, nu trebuia să mai stau la fraier. Nu, nu, pentru mine erau niște fraier, mă. Și, fii atent ce zic, vine un muncitor la mine, un cigan, dar cu ștaif și, băi, am văzut, ești de vreo 20 de zile aici în secție și deja ai devenit... Băi, ce propui? Ce te invit la nunta fiicei mele? Păi și de ce ai venit? Păi zice, domnule... Băi, n-auzi, tu știi că eu trăiesc în concubina și cu o tipă de aici în secție? Nu știu. Cu Rodica trăiesc, mă. Băi, asta de cât e? De când trăiești? Stai tu cu ea în secție, ce de 15 ani suntem colegi de serviciu. A, și de 15 ani sunteți colegi de serviciu, dar de ce n-ai invitat-o și pe ea? Și mă inviți pe mine, care ești de 20 de zile în secție. Ce, dom'le, dacă vii, o inviți și pe ea. Bine, frate, dacă o inviți, vii și eu. Și ajungem în biserică. Nuntă frumoasă, ciganii fac nuntă frumoasă, cu hamos bun, mastul lor. În fine, era să mai zic și o prostie acum, că știu și țigănește, dar nu prea mult. Ne ducem în biserică și începe popa, ca la Cana Galilei, vrăjeală frumoasă. Și la un moment dat le face semn la fraier. Bă, toată lumea a căzut în genunchi secerată. Mă uitam în jur, zic, băi, ce s-a întâmplat cu fraierii? Toți căzuseră în genunchi secerați. Și prietena mea se uita când la fraier, când la mine, când la fraier, când la mine, când la fraier. Și recunosc că a pus și ea un genunchi în pământ. Deci numai pe jumate, un genunchi în pământ. Dom'le, preotul n-avea nimic cu fraierii, numai cu mine avea. Și se uita la mine și îmi face semn. Și ei fac semn. Băi, insistă fraierul. Și acum încep și eu să mă uit pe pereți. V-am spus cu supunerea. Termină, fii atent, termină slujba, se duce țiganul, pac, să-i plătească preotului. Frumos, nu? Uite așa l-a dat preotul la o parte, stai așa. Și a venit tatăl la mine și mă întreabă textual. Tu de ce nu? Atât, de ce nu? Și eu zic, de ce nu ce? De ce nu ai îngenunchiat? În fața cui? Păi ce, în fața lui Dumnezeu? Păi n-ai văzut că m-am uitat pe pereți? Nu-i nicăieri. E Sfântul Nicolae, e Sfântul Cutare, e Sfântul... Da, Dumnezeu nu e. În ortodoxie, Dumnezeu e un ochi într-un triunghi. Nu-l văd. Păi nu era vreun desen nicăieri? Nu. Curios, triunghiul ăsta și ochiul l-au cam desfințat în toate bisericile. Interesant, asta ar fi o teză.
Bun. Și zice, în fața mea, bă, dar cine ești tu? Ce reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Bă, serios? Ia demonstrează-mă. Ce a făcut stânga împrejur, s-a luat și a dat banii și acum îi strig eu după el. Zic, băi, dar nici nu m-ai întrebat, poate nu sunt botezat. Dar asta o făceam la Ciuciu Melcu ca să-i dau să se întoarcă. Adică, vezi, Doamne, nu cred în tine pentru că era un fel de pace între... O, și vine la trei zile țiganul, vine la trei zile țiganul la mine, mă înțelegi, băi, tine trebuie să-ți povestesc ceva. La care eu, naiv, zic, bă, dacă vrei să mă cerci, că n-am îngenunchiat în biserică la nunta lui Fitar, plimbă ursul, nu vreau să-ți spun ceva. Ia zi, mă, ce l-au arestat pe popa? Cine, mă? Poliția. Păi de ce? Pentru că a făcut tot de lapidare. Adică, în ortodoxie, când ești preot, biserica îți dă casă, da, mă, parohială. Înțelegi? Ei, el nu s-a mulțumit cu aia și a făcut o vilă mai jos. Înțelegi? Încă nu-și luase Melțan, dar și-a tras o vilă. Și el l-a lăsat. Da, dar nu sunt toți popii am așa, avut dreptate, chestie... da, stai puțin, da, spui că ești omul lui Dumnezeu și tu chiar de les. Orice pădure are și uscăciuni, dar nu trebuie... Păi stai mă puțin, câți creștini care se duc la biserică regulat fac fapte de creștini? Câți sunt buni samariteni? Apropo de buni samariteni, toți sunt, băi, ce miese la combinație, păi stai, bun samaritan? Da, dar toate lucrurile acestea, eu nu spun că nu sunt adevărate și... Dar oamenii așa percep și cu cât noi lovim mai mult în preoți și în popi, cu atât oamenii se depărtează și de către Dumnezeu. Și sunt două chestii total diferite. N-ar trebui să ne depărtăm de Dumnezeu. Băi, dar e normal așa. Există și preoți. E normal. Acum o să vă ridic la fileu. Da. Sunteți pregătit? Da. Da, hai că mai spără. Da. Din ce în ce mai multe discuții. Înainte de asta vreau să spun că eu cred cu toată inima și nu mă interesează cum să zic eu, pentru că nu impun nimănui, dar eu nu-l cred 100%. Ce părere aveți despre lumina divină de la Ierusalim? Din ce în ce mai multe discuții, cum că este un joc, că se fac cu, nu știu, este creată cu anumite substanțe între preoți și așa mai departe. Eu spun că ești bolnav. Ești bolnav de curiozitate. Deci pe tine nu te mântuie, nu te... Că ți-am zis că sunt două motoare care conduc. Frica și curiozitatea. Tu îți învingi propria ta frică deschizând cutia Pandorei, da? Că asta e cutia curiozitatea. Hai să spun o chestie cinstită. Dacă tu l-ai vedea pe Dumnezeu, în secunda următoare ai muri. Corect. Dar și de ce? De fericire. Pentru că te-ai vedea pe tine. Deci tu, personal, și oricare dintre noi, suntem o fațetă, o imagine a Creatorului nostru, care e infinit. Băi, știi ceva? Nebunul ăla de Ceaușescu nu era chiar idiot. La un moment dat visa la omul de tip nou. Da? O spunea el, da? Omul polivalent. Adică un om care se știe și puțină geografie, și puțină istorie, și puțină matematică, deci un om cult. Culmea a obținut exact contrariu. De ce? Pentru că toți cei care au citit și au învățat pe vremea lui, când a venit Revoluția, și-au dat seama că toate cunoștințele lor sunt de cacao și nu-i ajută cu nimic să facă bani. Și atunci s-au tâmpit singuri. Nu i-a tâmpit nimeni, s-a tâmpit singuri. Deci, să revenim. Toată omenirea are momente în care tinde să creadă în Dumnezeu și momente în care se depărtează de Dumnezeu. Și după aia iar se apropie. Deci asta e evoluție. Bun. Ăsta e genomul nostru, mă. Cum vedeți? Ce se văd? Lumina divină de la Ierusalim. Deci fii atent, ce știu eu? Ce credeți? În primul rând, catolicii, par exemplu, catolicii se bază Paștele altă dată și nu știu de câți în câți ani se mai suprapune. Da? Eu știu din toate cunoștințele mele antice, vechi și de demult, că de fapt lumina divină nu se aprindea niciodată la Paștele Catolic, numai la Paștele Ortodox.
Aceasta o dată, într-o ordine de idei. În a doua ordine de idei, eu mai știu, printre altele, că, spre exemplu, acolo când se deschide aia, e un pașnic care e din partea arabilor, un pașnic... Da. În fine. Și doar la cel ortodox se aprinde. Dar, dar, sunt oameni, deci nu pot să spun cu mâna pe inimă că nu-i vreun truc. Mă înțelegi? Dar sunt oameni care sunt dincolo de toate percepțiile și de toate trucurile pe care le știm noi. Spre exemplu, hai să dau un exemplu de căcat. Eu o făceam în școală. Dacă bagi piritură de un metal, cum îi zice, deci spandă, mă înțelegi, și îi dai foc într-un pocal și tu te uiți la flacără, după aia vezi totul disproporționat, pentru că lumina aia foarte puternică te obligă ție să-ți închizi pupila și până să reglezi, e ca și cum în aparatul ăla de filmat, reglezi optura și până să mă înțelegi, tu începi să discerni diferit. Deci e o chestie, până revii din nou la normal. Înțelegi? Și făceam chestia asta. Deci, fii atent, am făcut experiență. Am pus mai multe magnetofoane reglate să cânte aceeași melodie, da? Și la un moment dat le opream pe toate deodată. Tu știi că fraierii mai dansau câte 2-3 minute? Se numește imagine remanentă sau sunet remanent. Adică atât de puternic le intrase în mânduri, încât ei, după ce noi întrerupeam muzica, o mai auzeau în ei câteva minute. Asta pentru că era foarte puternică, deci singura condiție în care poți face asta este să depășești factorul de zgomot peste un anumit număr de decibeli. Mai înțelegi? Deci sunt anumite trucuri, spre exemplu, elicea unui avion. Dacă depășește la punctul ei exterior viteza sunetului, se produce bangul sonic. Și atunci tot avionul, elicea se face zgomot și tot avionul vine în cap. De-aia avioanele cu elice nu mai sunt rentabile, pentru că ele nu pot depăși așa odată. Deci sunt la trecerea de la o viteză la alta se petrec alte fenomene. Deci apa, preparatul ăsta de spicerie H2O, mă înțelegi? Are două viteze de reacție. Deci dacă bagi hidrogen în oxigen și hidrogenul arde în oxigen cu 34 de metri pe secundă. Asta e viteza de ardere hidrogenului în oxigen. Și mi se pare și a benzinelor superioare. Dar, dacă pui cantități identice egale de hidrogen și oxigen la număr atomic, se produce implozia. Viteza de reacție știi care e? E viteza luminii. Dar atunci nu se mai produce explozie, se produce implozie. Ăsta e secretul motorului meu. Deci am mai spus-o. Tot universul e viu. Și el... Stați că v-ați dus iarăși. Haideți la lumina divină. La lumina divină. Deci vreau să știu ce credeți dumneavoastră, nu ce există. Există, este divină sau nu? Simplu. Da. Deci nu e un truc. Nu e un truc. Nu e un truc. Dar lumina divină înseamnă perfecțiunea. Deci e una din laturile care există în noi. Și de unde este trimisă? Păi e din construcție. Așa am fost construiți. De unde coboară lumina? Păi nu, nu mai trebuie de am blocat. Nu e vorba de unde. Ce o plantă plasează în sămânța ei după ce sămânța ei mai trimite o rază? Nu e adevărat. Mai deschid una la fire. E înglobată în ea. Uite, mie mi-a plăcut, o tip a spus, noi suntem semințe divine. Și sunt de acord cu asta. Vă mai arunc una la fileu. De-aia să vedem, că e interesant. Cele 7 minuni ale lumii. Cum au apărut, domnule Ioan, piramidele? Cum au fost ele create? Am mai discutat-o odată. N-am discutat-o. Ba da, am mai discutat-o. Când vreau să mai spuneți odată. Cum au fost create? Bolovanii aia cu tone, mii de tone de... Cum au fost puse una peste prin alta? Prin levitație, prin antigravitaționare. Deci eu spun o chestie banală. Dirac, un fizician american, a venit și a formulat pentru prima dată enunțul antimateriei.
Da? Cum faci un tren să le viteze pe șină? Deci trenurile alea de mare viteză, le ating șina, mă. Le merg pe așa numită pernă magnetică, e adevărat? Pentru că dacă ar atinge șina la viteza aia, frecarea ar fi atât de mare încât ar lua foc. Și metalul. Metalul arde la 1500 de grade. Bun. Deci ele pe o pernă magnetică. Cum se obține perna sa magnetică? Foarte simplu. Pui doi magneți foarte puternici peste tot și le schimb polaritățile. Dacă pui plus la plus, mă înțelegi, ei se resping. Dacă pui plus la minus, se răspund. Stai, domnule Ioan, păi vorbim de timpuri, da? Deci nu vorbim de timpurile de acum. Ce cunoștințe aveau ei atunci încât să gândească așa? Și doi, s-a ajuns să pui bolovanii aia imenși. Cum? Da. Cum? Tot cu omuleții cărau păi, în spate? Sau cum au fost create piramidele? În ce dacă, credeți? Dacă ai șapte simțuri, începi să lucrezi numai în favoarea ta. Și atunci începi să te gândești și să faci experiențe, să studiezi și găsești. Toate marile invenții s-au făcut din accidente. Deci a se zicea că, uite, Marie Curie a luat premiul Nobel pentru radiații. Cum a descoperit ea? Că foarte simplu. A pus niște bolovan de uraniu că i-a și murit din cauza asta. Am înțeles asta. Deci n-aveți răspuns la piramide, nu știi. Adică nu știi. Ba da, dar mi-accepti tu răspunsul, da, să accepte da, toți avanții lumii. Nu. Că eu sunt miezul din ceapă nu, și... Nu, sunt curios. Cum au fost create? De deci, multe ori m-am gândit. Antigravitație, antigravitație. Cum și... au creat-o oamenii, sclavii aceia? Vorbim de niște sclavi și un... Faci pietrele și tonele întregi să le viteze. Și plutească la el așa. Deci se poate, orice se poate. Dar dacă noi n-am găsit încă metoda asta, nu înseamnă că nu se poate. Ci că noi înșe, sau de multe ori nu vrem să acceptăm. Acum, te întreb o chestie banală. Cum sutele sau miile sau cât o fi, Doamne ajută, înțelegi? Mă ascultă pe mine și nu zice, păi da, stai puțin că fraierul ăsta zice că are numai 8 clase. Bă, și mă zice că și de vreo 7 ani eu m-am străzi. Bă, du-o dracului, ăsta peste noapte înțelept. Și toți savanții ne mint, da, vă mint, toți savanții ne mint, ca să ne prostească. Toată istoria e mincinoasă. Toată istoria zice, n-au existat uriași, n-au existat alea, n-a fost nimic. Da, a existat Circe, vrăjitoarea Circe, bă, de fraiere știau și toți și zeii de frică. Cum i-a transformat Circe pe toți oștenii lui Ulise în porci? Foarte simplu. Le-a dat droguri să mănânce. Știi ce le-a dat să mănânce? Flori. Flori. Păi n-au scos aia, power flower. Toți se drogau, puterea florilor. Dar de exemplu, de Rasputin sau da. Baba Vanga. Da. Ce credeți? Adică deja sunt chestii care... De atunci ei au pus ce se va întâmpla în anul 2022, 2023, 2024. Animeritor Vreiru, animeritor Dubrăila. Nu, toți cei care... Uite, să spun o chestie de Rasputin pe care o spun medicii acum. Rasputin s-avea foarte bine cu o doică care îngrijea fiul reginei. Și fiul reginei avea o boală de sânge. Și vreau să spun că asta i-a spus lui Rasputin, uite bă, ăștia îi dă antinevralgic, sulfamide, ăsta e acid acisalinic, ăsta subțiază sângele, mă înțelegi? Și el de-aia avea vărsături și ăsta îi spune lui tipa, băi, fă cumva și fă, determină-o pe regină să-i numeai de-a lui fraierul sulfamide că medicii fac rău copilului, nu din răvoință, ci din neștiință. Și în final, când a venit Rasputin, nu Rasputin l-a făcut bine, ci faptul că asta nu-i mai dăduse câteva luni de zile. Dar putem numi șarlatani? Baba Vanga, iar, care are atâtea... Dumnezeu, ca să vinzi, acum te întreb pe față, ca să vinzi informație și oamenii să asculte, nu trebuie să ataci cele mai sofisticate, mă înțelegi,
chestii ca să... Deci... Dar ați văzut cu desenele animate Familia Simpson? Da, acum tot spun că, domne, prea se nimeresc ce s-a întâmplat acolo. Puțin, cu Donald Trump, care e treaba aici? Da, Familia Adams, ai văzut filmul? Nu, că nu mi-a plăcut niciodată. Eu când am văzut filmul Familia Adams, când am văzut mânuța aia, mamă, zic, eu am recunoscut, zic, bă, regizorul ăsta e beton. Băi, ce imaginație. Așa am zis, ca în final să găsești că mânuța aia în Biblie. Deci a fost imaginația regizorului. Uite acum, e scandal pe Facebook. Că statul american a făcut miliarde din Game of Thrones, da? Păi știi că ne-a copiat nouă religia dacilor. Deci Occidentul s-a săturat de poveștile lor cu ala bala, cu portocala, cu moși gherțoi, mai știu. Și s-au reîntors la poveștile noastre, pentru că poveștile noastre n-au fost editate, ei nu prea le-au auzit, nu prea așa. Și acum, pentru că s-au săturat de poveștile lor, vor povești cu noi. Și după vreo 50 de ani, când se satură de Game of Thrones, americanii le vând vechile povești ale lor. Și vin toată lumea, ce mamă, regizorul ăsta, mamă, ce bengo, ce băi. Băi, cum ai intuit? Băi, ai intuit un singur lucru. Că lumea o ia când la stânga, când la dreapta, când la stânga. Bigot, ce înseamnă bigot? Ai doi Dumnezei. Adică, te închin și lui dracu și lui Dumnezeu. Și în funcție de cum iese ghișeftul, de cum... Teatru, comerț cu iluzii, prosteală pentru fraieri. Apa, aerul și fraierul. Știi că m-a oprit unul pe stradă și m-a întrebat de ziua, m-a oprit râsă. Dar, domnul Ioan, până la vârsta asta, spuneți-mi un regret pe care îl aveți, unul singur. Nu spuneți că nu aveți regrete. Păi de ce să nu spun așa? Știi ceva? Știi de ce o spun? Dar dracului ce e pe la pe mine? Pentru că se zicezi că toată lumea vrea că eu să fiu nefericit. De ce când ei sunt nefericiți? Mamă! Băi, bărbatul, tu ai văzut-o pe fraia? Băi, ce pantofi avea! Băi, și ce posetă! Băi, fii atent că dacă mâine nu te străduiești și nu așa și nu așa, s-ar putea să nu-ți mai dau nici friptură, nici desert. Ce prea să-ți bate. Deci n-aveți niciun regret. Adică ceva băi, dacă mi-am permis, că vezi, asta e nebunia mea. Dacă mi-am permis, măi, nu mi-a convenit, nu mai merg cu tine. Și cu cine am mers? Am mers pentru că mi-a convenit. Și vreau să spun că ai cuvântul meu de onoare, chiar n-am niciun regret. Pentru că nu puteam fi cine sunt eu azi. Dacă făceam... Ce-a zis Băsescu? Nu, bă, l-a fost dacă din primul meu interviu, Băsescu, nu cred că a scris el, l-a pus unul, dar... Nu, dar legat de acțiunile dumneavoastră, din trecut, din viața personală... Nu regret nimic. Nici că mi-am părăsit copilul, că sunt un tată ticălos. Pe eram un tiran pentru el. Băi, băi, să nu te murdărești, să nu mă ajungi. Păi și că am vrut să o bat, să o calc în picioare pe mama copilului meu? De ce? Pentru fii atent ce se întâmplă. O cunoștință și de-a mea și de-a ei și-a dus în Canada și-a adus de la FISA niște hăinuțe, da, mișto rău de tot. Bă, și le purtase fraierul ăla canadianul ăla, de ziceai că nu le-a purtat, da. Mă înțelegi? Și i-a dat o valiză și Andrei făcea numai figuri. Era smetel, Andrei. Și ce-am întâlnit o inuță de aia și l-a certat măsa, mă întâlnit, i-a dat și o palmă la pun. Și zice, băi, acum 5 minute ai luat-o și ai murdărit-o. Și am zis, băi, fii atent aici, dacă o singură dată mai dai în el, te calc în picioare. Păi cum mie îmi spui că n-am voie și eu ți-am spus, băi, nu e voie cu bătaia, nu e voie. Deci tu nu accepti bătaia, dar îl bați făfitul, păi te calc în picioare. Păi mă duc la poliție, fii atent aici, dacă nu te duci în momentul ăsta la poliție, s-a terminat cu tine. Și s-a dus la poliție. Și a ieșit la poliție ca la abă de surpă. Dar acceptați o părere reală și poate și dură în același timp? Adică punctul meu de vedere vis-a-vis de
Da? Accept. Bun. Posibil. Pentru faptul că ați iubit dintotdeauna libertatea și nu ați suportat să fiți supus nimănui, cel puțin atât timp când ne referim la alți oameni, da? Cool. Să vă fi permis creierului să inventeze această scuză la nivel mental, dacă rămân lângă copil o să fie un tiran și așa mai departe, hai mai bine să plec. Astfel încât să acceptați situația și să vă duceți către libertate? Și să acceptați situația asta, ați inventat scuza asta, aș fi un tiran pentru el. Posibil? Păi ce spui tu, a spus și Obama. Deci Obama a spus printre altele două lucruri interesante. Una i-a zis lui Trump, bă fraiere, bine nu i-a zis așa, vezi că nu există manual care să te învețe cum să conduci un stat. Deci nu sunt instrucțiuni de condus un stat. Nu e ca la mașină, că bagi a întâia, bagi a doua. Un stat e altceva. Asta a fost prima. Și a doua, tot eu Obama a spus că într-adevăr ceea ce spui tu, că oamenii au de foarte multe ori abilitatea să găsească scuze să comită răul, prin care tot ceea ce au făcut ei e bine și tot ceea ce fac ceilalți e rău. Mă înțelegi? Versus dracu versus Dumnezeu. Nu, eu nu sunt nici cu unul, nici cu altul. Eu sunt cu el separat. Deci, iată, nu glumesc. Băi, nu glumesc. Există o legendă a lui Il Separaciu, în care un fraier, un criminal care a făcut crime, când s-a deșteptat și și-a dat seama că a fost proș și a primit bani, s-a apucat să-i omoare pe toți cei care au dăduse bani ca să facă crime. Ca zic că face dreptate, e barabara, nu? Pace, pace între noi. Și în momentul ăsta era pe moarte, s-a deschis pământul și a venit un drăgușor, fraiere, I'm sorry, mergi la noi că ești de-al nostru. Și a apărut și un înger. Pac! Nu, fraiere, nu merge cu voi, merge cu noi. Pentru că a încercat să facă bine și să corecteze răul care l-a făcut. Și uite, e tandi pe mandi. Și erau și să ia la bătaie îngerul cu dracul. Și apare un alt fraier. În momentul în care apare al treilea fraier, așa zis și Il Separaciu, și dracul și îngerul s-au înclinat. Și ăsta le zice, nu merge cu niciunul fraierul. E al meu. Și l-a făcut și bine, i-a redat și viața. Acum, unde vreau să ajung? Eu consider că Iisus e Il Separaciu. Că Iisus le-a făcut dreptate și săracilor. Băi, Iisus în inteligența lui făcea și politică de dreapta, el era de dreapta. Dar ținea și cu stânga. Nu știu că mă înțeleg. Deci vrea să facă pace, pace între două dobitoace. Deci vrea să tragă o linie, dom'le, e ca în diplomație. Băi, peste chestia asta n-ai voie să ce treci, că dacă treci, ai de-a face cu mine. O să mai continuăm discuția asta. De aceea și un papă a spus la un moment dat se știe că la un moment dat l-a învinuit pe Iisus că ar fi un fel de Lucifer. Tocmai pentru faptul că Iisus tot timpul a fost împotriva bisericii. Doar știa asta. Domnul Ioan, reluăm că nu mai avem mult timp și vreau așa pe scurt legat de personajele mondene care sunt expuse zilnic atât la TV cât și în mediul online. Pentru că, practic, vorbim despre niște idoli de atâția ani de zile, idoli care au devenit niște exemple pentru noile generații. Și vreau să-mi caracterizați, să vă expuneți punctul de vedere vis-a-vis de aceste personaje pe scurt. Adică, să spunem, intră la exemplu pozitiv sau la exemplu toxic. Și o să încep. În primul rând, ceea ce pui tu întrebarea nu e o noutate. Și Eminescu a spus, vei cunoaște o nație în funcție de la ce idol se închină, da? Haideți să vedem. Corect. Începem. Bun, cu primul personaj, Mihai Bendeac. Cine? Mihai Bendeac. Uite ce am făcut eu odată. I-am scris lui Bendeac pe Instagram. Le-am scris frumos, zic, fie foarte atent ce faci. Pentru că ai abilitatea de a sări de la un personaj la altul, mă înțelegi? Cum făceam și eu în copilărie, dar la un moment dat s-ar putea să te fură un personaj și tu să nu mai știi cine ești. Deci am întâlnit un caz în America,
Ești Crișe, care atâtea personalități am împrumutat, făcea clonat carduri, mă înțelegi, că la un moment dat când l-au închetat ăștia, cine e el de fapt, nici el nu mai știa. Deci, este un exemplu pozitiv Mihai Mendeac pentru societate sau intră la toxic? E un exemplu toxic de succes. De ce? Pe care televiziunile l-au promovat tocmai pentru că era altceva. După o lume serioasă de-a lui Ceaușescu, acum trebuia să iasă neserionitatea. Și nu știu dacă vrei să mă crezi, eu nu-l cred pe Mendeac nici că e homosexual. Cred că și asta e o găselniță. Tocmai ca să atragă. Deci el a mințit despre sine, care avea și atrag și dăgădăm, tocmai ca să iasă din tipar. Dar el nu e așa. Deci asta e părerea mea, s-ar putea să mă înșel. Okay. Dar a făcut totul pentru rating. Pentru imagine. Uite, eu pot să imit. Eu dacă e, până la urmă, pot să-mi o trag și singur. Mă las. Deci intră la personaj toxic. Da, categoric. Bun. Al și un exemplu prost de urmat. Al doilea personaj, Bianca Drăgușanu. Păi Bianca Drăgușanu, uite, acum două zile, trei zile am făcut o postare și te țeară pe telefon, am patru like-uri deja. Ea a spus textual despre ea că nu e vânzătoare de plăceri. A folosit alt termen, că nu e aia. Și i-am spus, băi, nu poți să spui așa, am scris simplu, cine se scuză, se acuză. Seneca. Deci te-a acuzat cineva de ceva? Dacă ea singură simte să se disculpe, nu e adevărat că în interiorul ei se simte murdară? Mm? Nu e iarăși Yin și Yang? Păi pe vrăjala ei am bătut-o. Deci intră la exemplu pozitiv. Deci te duci și să vezi că postarea mea e făcută, există pe Facebook. Deci eu a priori mi-am spus părerea despre Bianca Drăgușanu. O fufă fraieră. Că poți să-i spun și mai multe, dar mă opresc aici. Deci exemplu pozitiv sau intră la toxic? Nu, e nasol. Nasol. Bun. 3. Florin Călinescu. Care zilele trecute l-am văzut pe TikTok, a început să facă dueluri cu fel și fel de tineri necunoscuți, interlopi și așa mai departe, și să primească porunci și turna apă rece în pantaloni sau mai știu eu ce. Deci, uite ce unde am ajuns? Uite ce se întâmplă. Deci eu știu despre Călinescu foarte multe. Călinescu e unul dintre primii oameni de televiziune care a introdus limbajul bulgar în televiziune. Și a zis, dom'le, publicul vrea să mă audă și în jurături și a adus-o pe fosta nevasta lui Pepe. Deci el a lansat-o, Florin Călinescu. Și a creat un trend. La început cu, băi, du-te în aia mea, că până la urmă să o zică pe bune. Deci Florin Călinescu nu e un om prost. Dar a plecat pe un făgaș și acum a căzut în tagma, mă înțelegi, ce TikTok-ului. Vrea să se pocăiască acum. În primul rând, el a avut niște drame în familie, că mie îmi vine să plâng de mila lui. A avut niște drame în familie. Și a pierdut și un copil, că mi se pare că s-a ținut cei și... Băi, te mai zilești la s-o dracului de treabă, cât de tare ți-ai fi. Păi uite, Mozart sau nu știu care, și-a pierdut vreo 11 copii. Dar a continuat să compună muzică. M-a luat o parătură. Știu că am văzut și eu niște interviuri. Dar totuși... Pare rău pentru el. A fost atras de Corpuscul Negru. Poate are o perioadă, să zicem, nu? Da, deci și intră la exemple pozitive sau nu, toxice? Nu, la exemple negative. Și nu-și mai revine. Și să nu uităm că Florin Călinescu, pe vremea lui Ceaușescu, n-a dus-o chiar rău. Că a fost fiul de preot. Hai să fim serios la asta dracului. Bun. Măruță și Andra, care deja e un brand și sunt niște... Băi, mă oblig să spun niște chestii. Haideți, domnul Ioan. Suntem curioși. În primul rând, Măruță, după știrea mea și după mintea mea, e un papagal. Un papagal. Dar de familie bună. Tasul e judecător, Tasul l-a promovat în televiziunea română, l-a băgat direct la 2... Mă înțelegi? Și ușor, așa... Deci faptul că Andra s-a încurcat cu Măruță, eu o consider pe Andra, ori n-a văzut bine. Vorbesc sincer. Ori o mânca rău de tot. Îmi cer scuze. Păi stați un pic. Deci papagal de ce, Măruță? Din ce punct de vedere îl vedeți papagal? Sau cum îl simțiți ca om? Băie, băiat de bani gata.
și n-a fost obligat de viață să mâncă și așa, și el a discutat numai superficialități, numai, el a fost băgat acolo în televiziune, mă înțelegi, să facă o imagine frumoasă. La ce îi încadrăm? La ceea ce exprimă ei și ca familie și ca artiști sau spuneți-le cum vreți. Intră la exemple pozitive sau toxice? Băi, o să ți se pară curios. El nu e nici toxic, dar e fraier. Mă refer la ceea ce exprimă. Da, e un bărbat care după mine nu prea e bărbat. Pot avea tinerii ce învăța de la... Nu prea, e prea superficial. Nu același lucru pot să-l spun despre Andra. Pe Andra eu o stimez, o respect, pentru că e și bună cântăreață, a știut să-și valorifice bine, așa. Dar o învinuiesc și pe aia de puțin banditism, că de fapt, băi, în majoritatea căsătorilor e o mezalianță, ce, băi, eu sunt rob și tu ești robă, hai să ne apucăm de treabă, da? Dar dacă se poate să fim mulțimi complementare, adică cu calitățile tale plus calitățile mele, dacă eu am 3 calități, în final iese un cuplu care are 6 calități, da? Cam așa ar fi, nu? Și pe undeva cam așa și ar fi, da? E, deci e o chestie de imagine, de promovare, de da, mă înțelegi? Deci la ce intră? Pozitive sau toxice? Da, Andra aș spune că e la pozitiv. Bun. Și Măruță la? Măruță la prea. Nu, păi nu e rubrica asta, e... Da, ok. Gabriela Firea. Aoleu, băi, și despre mine Gabriela Firea a zis că sunt mai deștept ca jumătate din PSD, băi. Deci, fii atent. Eu am avut un prieten care a murit, domnul doctor. Și mă certam cu domnul doctor. În fine, mic, bun, și zic, domnul doctor, cum ești, dracu, e cu sârma aia? Știi povestea cu sârma, cu Firea? Da, dar nu... Băi, deci Firea, în afara faptului că are o firerea, care buzele subțiri, totuși a fost singura bengoasă, să spun un adevăr, pentru care eu nu-i puneam amendă. Când a spus că oamenii care n-au copii devine golatri, deci un om care știe că copilul lui nu va continua după el, zice, dom'le, în viața asta trebuie să fac ce vreau eu. Deci eu am fost crescut de o mamă care nu putea avea copii. Dom'le, s-au sacrificat pentru mine. Dar cu o condiție, că eu să fiu ce vor ei. Și trebuia să fiu cel puțin în minister, așa, secretar 2-3 acolo, nu? Și eu, de fapt, sunt un ticălos, așa zice societatea, că nu le-am îndeplinit dorința. Păi dacă le îndeplineam dorința, eram un papagal, eram... Tu știi că orice secretar 2-3 poate să vină cu 5 invenții. Invențiile, ideile sunt ale șefului. Bun, la ce o încadrăm? Pe Firea, la bolnavă de fiere, de răutate. Păi ce a făcut atât? Adică rău, la ce vedeți? La ce vă referiți? Băi, în primul rând, e mai rea decât bărbații. E atât de cerebrală, mă înțelegi? Încât e capabilă să zică, dom'le, dacă în România nu merge bine piciorul ăsta, taie-l. Dar haideți să vă spun un lucru. Știți că ea... Știu că are flash și e inteligent. Nu. Ea a creat un proiect. Vă dau un exemplu, doar din ce știu eu. Un proiect prin care statul plătea pentru tinerii fără posibilități. Știu asta. Astfel încât ei să facă fel și fel de cursuri. Și știu în momentul așa. În care Nicușor Dan a venit la putere, l-a anulat acel știu, proiect, da, asta care mergea de 3 ani de zile. Știu, da, deci asta că face asta lucruri pentru tineret. Eu vă spun ce știu real, că nu știu politică. Ne reîntoarcem la Cuza. Să vezi cât o să mă înjure acum. Dar ce pate? Mai dai cu dăflai. Fii atent. Cuza, când i s-a propus să fie domnitorul celor două, Cuza n-a făcut nimic. Ei au luptat și l-au ales. Au făcut o înțelegere, 7 ani ești domnitorul țării române, da? Firea, care e o tipă inteligentă, tot ceea ce a făcut, era în campanie electorală tot timpul. Deci și Cuza a făcut la fel.
O cauă mică i-a prins pe fraier, înțelegi? Atât de tare i-a păcălit pe popor, că poporul îl iubeau pe el mai mult decât ăia care îl pusese pe el. Deci la ce încadăm pe Gabriela Firea? Pe Firea? La ce rubrică? La o tipă cerebrală. Pozitiv sau toxic? Depinde ce vrei. Dar oricum era de partea lui Dracu. Deci la toxic. Deci cerebral sunt numai ceri care... Deci omul are dublă comandă. Creierul și inima. Deci când amândouă au intrat în și sunt de acord, înseamnă că decizia ta e înțeleaptă. Dacă ei numai după inimă, înseamnă că e la ghici, dacă fii să iasă, iese. Dacă ei după creier, e totul sau nimic. Adică poți să ai totul sau poți să n-ai nimic. Bun. Iohannis. Iohannis e tipul omului la care durează o viață să-și creeze iluzia că e băiat cum să cade. Dar el, de fapt, e rece, e tiranic. Aș putea spune că, într-un fel sau altul, eu și cu Iohannis avem multe puncte în comun. Doar că eu am fost tot timpul moral, pe când el e imoral total. Deci ne cerea nouă românilor să fim, stai că a folosit și un termen, mă înțelegi, predictibili. Ce înseamnă predictibil? Să ușor de citit. Bravo, corect, așa înseamnă. Păi și el când ne-a spus că PSD-ul e ciuma roșie și în final a făcut, l-a pus pe PSD la putere, a fost predictibil, că îmi dau două palme acum. Bun, la ce intre? Că nu mai avem mult timp. La pozitiv sau toxic? La negativ. La toxic. Om care îl slujește pe Satana. Delia Matache. Delia o șclifosită, o faifuză. De ce? Nu știi că ea promovează și le spune oamenilor să nu facă copii? Știu, da. Nu-s de acord cu asta. Nu ea i-a dat toți banii lui bărbatul său care a investit și a luat un bot? Deci tot ceea ce promovează televiziunile sunt falsuri. Domnule Ioan, cam atât pentru episodul de astăzi. Ne revedem la următorul episod. Oameni frumoși, vă mulțumim din suflet. Nu uitați să vă abonați și să spuneți și prietenilor voștri. Avem nevoie de voi să creștem împreună ca să putem aduce și alți invitați să creștem împreună cât mai frumos și să exprimăm realitate și comercialitate. Știți bine că mie îmi place să spun adevărul face to face, fără comercialitate. Seară frumoasă! Pe altfel nici nu mai eram aici. Corect.